Avem niște plasă de gard din sârmă împletită. Haideți aici să vă arăt. Acesta este la 20 de metri. Cristian este economist de profesie și de 11 ani îi ajută pe clienți să facă alegerea cea mai bună atunci când cumpără materiale de construcții din magazinul pe care îl coordonează. În plus, în urmă cu 6 ani, a decis să își suplimenteze venitul prin oierit. După cum vedeți, jobul meu este total diferit. Unul de la pix și la stilou, altul pe câmp cu animalele, dar îmi place și una și alta. Tânărul petrece minimum 3 ore pe zi la stână cu oile. Le îngrijește ca la carte, astfel încât să aibă cele mai mândre mioare când le scoate la vânzare. Comparând cele două joburi, acum sunt cam la egalitate profitul de pe ambele joburi. Spre viitor, dacă mărim turma, cred că o să fie mai profitabil din zootehnie. Pentru creșterea unei oi, un zootehnist scoate anual din buzunar aproximativ 100 de lei. Într-un an, valorificarea cărnii unei oi de 15 kg poate aduce un venit de 300 de lei. Din vânzarea brânzei câștigă 160 de lei, iar din comercializarea lânii poate obține 12,5 lei. Dacă adunăm și cei 40 de lei subvenție de la APIA și tragem linie la sfârșitul celor 12 luni, profitul unui crescător pe cap de ovină este de 412,5 lei. Bănățenii se pot făli că sunt cei mai mari crescători de oi din țară și nu fără rezultat. Fac bani frumoși de pe urma peste 500.000 de ovine. Primesc și un ajutor financiar ceva mai mare de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Dacă în 2007 suma acordată pe cap de ovină era de 35 de lei, în 2012 un agricultor primește 40 de lei subvenție pentru un animal. Comparativ cu anul agricol 2007, când numărul de capete solicitate fiind de 344.000, consider că e o diferență semnificativă. Peste 1600 de timișeni au mirosit afacerea și au acum ca îndeletnicire oieritul. De profit nu se plânge nimeni. Cum merg vânzările la brânza de oaie? Foarte bine față de anul trecut, că e o brânză, e foarte puțină brânză de oaie pe piață. Care este prețul? 18 lei. Ne mai înțelegem. Nici cumpărătorii nu s-au lăsat așteptați. Ademeniți cu brânză bună plătesc și 20 de lei pentru un kilogram. Ce brânză ați cumpărat? De oaie. Cum vi se pare? La gust mi se pare bună. Când o mânca acasă o vedea mai bine. Dar e bună. Foarte bună. De-aia e o permanentă, că nu are grăsime mult, eu am diabet și mănânc așa mai câte 50 de grame, 100 de grame zilnic. Prețul cum vi se pare? Excelent! Cei convinși că pot avea măcar același succes în afacere precum Cristian, trebuie să știe că dacă vor să scoată profite de pe urma animalelor, trebuie să aibă cel puțin 50 de ovine ca să încaseze și subvenția acordată de APIA.